Funcționari publici, nu am văzut toată lista, nu știu dacă nu ați văzut-o de cei 600 de VIP-uri care s-au vaccinat înainte de termen. Întrebarea pe care ne-o adresăm noi e dacă s-a întreprins ceva în raport cu cei care le-au permis să se vaccineze înainte de termen. Aici există o, o nuanță pe care, din păcate, nimeni nu a analizat-o la modul serios. Vă dau un exemplu. Niciunul nu știam până astăzi de aspectul acesta. Se deschide o doză de vaccin. Doza de vaccin acum nu vorbesc de un rapel dar se vorbesc de un box. O boxă cu o cantitate anumită de vaccinuri. Bună într-un spital X din raionul Y. Conform listei trebuie să fie vaccinați 30 de medici cadre medicale din spitalul corespunzător. Și nu toți Cinci vor. Sau șase. Bun să presupunem că toți vor. da, mm -hmm. Mergem din supoziție că toți medicii doresc să vaccineze. 5 sau șase din ei au febră sau manifestă anumite simptome periculoase pentru a fi vaccinați în ziua respectivă. Ce face echipa care vaccinează în spitalul X din raionul Y? Pierde dozele respective sau cheamă lumea de... Cheamă din... pe cine? Bun, aici e problema. Pe cine? Pentru că, Pentru că uh, dacă ar fi de bună credință, ar fi chemat pe cei din valul 2. Bătrânii, exact, profesorii. Exact, exact. Da. asta nu știu este. de și ce au venit cinovnicii, La noi întotdeauna, uh, prioritar, iată, cinovnicii. Asta aici e problema de ordin moral și, dacă doriți, chiar de ordin, ordin administrativ. Pentru că dacă ar fi fost invitați aceleași, uh, același personal sanitar sau. Uh, de din din cadrul instituției medicale. N-ar fi nicio problemă, da? Deci, e adevărat, fiecare doză valorează enorm în situația în care suntem noi la ora actuală, dar nici eu nu pot înțelege de ce atunci când se. Dar bănuiesc că au fost și doze separat uh -huh. rezervate pentru președinți de Raioane sau membri. Rezervate din start când, exact. când s-a adus? Da, deci, vaccinul. cum s-a întâmplat cu Pfizer-ul. Da? Deci, foarte mult au așteptat să vină Pfizer în Republica Moldova din donații și să, să se vaccineze cu Pfizer. Și uh, sunt sigur că foarte mulți VIP-uri, cum spuneți dumneavoastră, uh, au ținut neapărat să-și rezerveze o doză pentru a se vaccina. E adevărat că și oamenii de afaceri s-au vaccinat din acele doze? Asta nu știu.